Bună ziua! Am bucuria de a vă filma azi un alt Corando. Este culoarea RAV, ca și cod de culoare. Se numește Sherry Red, adică roșu cireașă, cum vreți voi să spuneți. Culoarea interesantă care, din păcate, a fost scoasă din producție și va fi înlocuită cu Iron Grey. Deci pentru cei care sunt fani roșu, trebuie să cumpărați mașinile care le mai găsiți pe stoc cât mai repede posibil. Mamă, ce bate vântul, scuze! Facem un walk-around să vedeți cum arată culoarea. Interiorul este LBH, adică cel negru, la pachetul premium, bineînțeles, cu scaune ventilate, reglabile electric. Foarte faină culoarea. Mie îmi place. În filmare iese mai roșu decât este de fapt, chiar așa un roșu spre burgundiu. Interesantă culoarea. Să vedem cum reflectă soarele în ea. Haideți să o filmăm mai de aproape. Așa, acum cred că o să vă dați seama mai ușor exact de nuanță. Dar e faină, e chiar foarte faină culoarea. Jantele de 18, după cum le-ați mai văzut pe canalul nostru. Învelope 235-55R18, în special Kumho. Bineînțeles, asta fiind premium plus, are cam de toate, mai puțin partea de trapă, faruri față cu LED, senzor de parcare față-spate aveți și la pachetele Style. Haideți să mergem un pic în spate, să vedem cum stăm ca și spațiu și o să vă arăt și partea de interior din față. După cum am spus, este interiorul complet negru. Așa vin mașinile de la fabrică, sunt înfoliate complet. O să urcăm sus ca să vedeți cam ce spațiu aveți. Cum aici scaunul e cumva normal, s-au dat mai în față, dacă pot să zic așa, și sub în cap liniștit picioarele. Aveți garaj pentru picioare. Așa, aici aveți o priză care se pornește de pe bord și mare parte, cam asta e partea din spate. Vedeți că plafonul la cele cu interiorul negru complet este alb, iar la cele care este cu care sunt, interiorul care e maro cu negru, acela este ușor diferit. Și aveți și aici, bineînțeles, partea de cotieră, scuze să filmez ce desfac, desfac cu folia, așa că aveți partea de cotieră, ISOFIX, foarte fain că scaunele sunt cu pielea perforată ca să nu transpirați atât în față cât și în spate, vedeți pielea e perforată, să nu transpirați. Fețele de uși sunt complet negre și să mergem și la partea de pasager, fiind premium are și scaunul reglabil electric și cam așa arată scaunul la pachetul premium negru, bineînțeles încălzit electric și cu parte de ventilație. Aveți aici și încărcător wireless, dar ce să mai, mașina e foarte fain dotată. Aici aveți specificația, deci culoarea este Sherry Red, s-a listat cu Iron Grey din greșeală. Are pachetul premium plus cu tot ce ține de pachetul premium plus, le aveți acolo, iar mașina asta costă 30.970 de euro cu TVA în plus. Foarte, foarte faină configurația pentru cei care sunt fan piele. Eu personal nu sunt fan piele, așa că pentru mine un Style Plus este versiunea cea mai mișto pe care poți să o cumperi. Haideți să mergem să vă arăt un pic și partea de portbagaj. Așa, bineînțeles, portbagaj cu deschidere electrică. Toate premium au acest opțional. Portbagajul, după cum am spus, de la 420 pentru cele cu roată de rezervă până pe la vreo 550 pentru cele fără roată de rezervă și este pe două nivele. Aveți o grămadă de puncte de ancorare în portbagaj, ceea ce e bine, iar ăsta se poate frumos lisa aici, acoperitorul de portbagaj, sau dacă doriți să nu-l purtați cu voi, îl puteți băga aici în partea de jos. Cam asta a fost partea de portbagaj, haideți să închidem și să mergem la cel mai important loc, la locul șoferului. Îmi place culoarea asta, îmi pare rău că nu va mai fi, dar probabil că în anii următori o să vină și aceea. Bineînțeles și parte de blind spot. Probabil că o să pună înapoi o culoare, un roșu, probabil o altă nuanță. Partea de asistență la blind spot, de unde puteți porni și opri. Fața de uși este normală, este ca și la celelalte versiuni, doar că asta are și iluminare ambientală. Am promis să fac un clip cu una dintre mașini, în momentul în care o să reușim, o să facem un clip ca să vedeți cum arată iluminarea ambientală. Chiar cu mașina noastră de demo cred că o să facem. N-am apucat să filmăm și pe aceea, dar îi urmează și la aia. Din nou, noi nu avem niciodată benzină, o să pună băieți imediat. Și partea de multimedia.
Îmi pare rău că e prea luminos ca să vă arat, să punem și ventilația în scaune dacă tot o avem. Bineînțeles, încălzire, blocurile de lumini, padele la volan, cap tot ce trebuie. Mașina e foarte fain dotată pentru cei care vor o mașină cu de toate, chiar e super ok. Interesantă partea asta de plafon, cum la cele cu interiorul negru, cum au făcut interior, plafonul negru, iar la acesta este un bej deschis ca să deschidă probabil cumva interiorul mașinii. În mare parte cam asta a fost. Dacă aveți nevoie de orice alte informații, simțiți-vă liber să ne scrieți pe comentarii. Ca să intrați în setări, trebuie să țineți mai lung apăsat și atunci el vă intră în partea de setări și aici aveți partea de luminare ambientală. Ne putem juca cu ea acum, dar nu o să o vedeți pentru că se vede destul de slab și e normal să se vadă slab, nu are reglaj de intensitate și atunci e setată ca să nu deranjeze noaptea. Chiar dacă pornesc farurile, nu se poate vedea iluminarea ambientală. Dar o să facem un clip și cu siguranță o să găsim o soluție și la partea asta. În rest, partea de nav e foarte faină pentru cei care folosesc. Aveți Apple CarPlay și Android Auto cu fir și cel mai important lucru, aveți cameră spate Full HD, care chiar e de o calitate foarte bună, mi se pare ok. Deși și cealaltă de pe pachetele Style, care nu este Full HD, mi se pare ok. Ai o cameră de mașalier, nu trebuie să vadă la fel ca și un GoPro sau nu știu ce cameră mega specială. Cam asta a fost acest filmuleț cu versiunea de Corando în versiunea Cherry Red. În perioada următoare, din păcate, nu o să mai avem culoarea, așa că am filmat-o acum și aici mai aveți încă partea de navi în display, ceea ce din păcate la Rexstone și la Musso nu mai avem. Cam asta a fost, vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune. Dacă aveți nevoie de alte informații, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii. Salutare!